Bine v-am regăsit! În ultimele luni am citit mai multe comentarii în care mi se reproșa același lucru, bineînțeles în formulări diferite. Ideea generală a reproșului era următoarea. De ce susțin eu că magneții nu pot fi surse de energie când hidrocentralele folosesc energia gravitațională a Pământului de mai bine de 100 de ani și energia gravitațională a Pământului nu scade? Deci Pământul, prin câmpul lui gravitațional, este o sursă inepuizabilă de energie. Și atunci, de ce n-ar fi și magneții o astfel de sursă? Să vedem cum stă treaba cu hidrocentralele. Pentru asta să ne gândim întâi la un ceas vechi cu pendul. De unde are ceasul energia necesară ca să funcționeze? El are o greutate care prin coborâre foarte lentă și printr-un mecanism dă energie pendulului cu fiecare oscilație, împingându-l un pic la fiecare oscilație, cam așa cum facem când împingem un copil care se dă în leagăn. Puteți vedea în această animație cel mai cunoscut astfel de mecanism. A doua greutate este pentru a acționa gongul ceasului, pentru a produce sunetele care anunță orele, dar asta ne interesează mai puțin pentru materialul de față. Primul ceas cu pendul a fost realizat încă din 1657, după ideile olandezului Christian Huygens, care a perfecționat un mecanism inventat chiar de Galileo Galilei. Deci, ce energie folosește ceasul cu pendul ca să întrețină oscilațiile pendulului? Energia gravitațională, nu? Se folosește de faptul că greutățile sunt atrase de Pământ. Dar dacă ne uităm cu atenție la cadranul ceasului, vedem două găuri cu săgeți deasupra lor. Oare de ce? Greutățile pendulului ajung la un moment dat jos și nu mai pot să coboare. Și atunci trebuie să intervenim noi cu o cheie care intră în găurile pe care le vedeți și cu ajutorul căreia putem să ridicăm greutățile. Și în acest fel, ciclul se repetă, greutățile coboară iar o zi, două, o săptămână, punând ceasul în mișcare, apoi le ridicăm din nou și așa mai departe. Acum, ce spuneți? De unde are ceasul energia necesară funcționării? Nu de la mușchii noștri? Nu-i dăm noi energia necesară atunci când ridicăm greutățile? Acum, îmi închipui, unii vor spune cam așa. Bine, dar trebuie să ridicăm greutățile pentru că, la un moment dat, ele nu mai pot să coboare. Dar dacă ar putea să tot coboare, n-ar mai fi nevoie să le ridicăm. Oare? Să zicem că facem loc greutății care acționează mecanismul care întreține oscilațiile să coboare până în centrul Pământului. 6370 de kilometri. Săpăm un puț până acolo, așa cum arată desenul. Ei bine, când greutatea ajunge în centrul Pământului, s-a terminat. De acolo nu mai coboară, pentru simplul motiv că un corp care se găsește în centrul Pământului este în imponderabilitate, nu mai are greutate. Pământul îl atrage în toate direcțiile, nu mai există sus și jos. Așa că trebuie să ridicăm din nou greutatea la suprafața Pământului ca să avem iar energie potențială gravitațională. Ce ne arată acest experiment mental? Două lucruri. 1. Că energia potențială gravitațională este limitată. Și 2. Că energia potențială gravitațională există doar dacă câmpul gravitațional primește inițial energie din exterior. Cu alte cuvinte, pentru ca un corp să cadă, întâi trebuie ridicat. Ceea ce se întâmplă cu ceasul este următorul lucru. Ceasul folosește energia pe care i-o dăm noi. Iar câmpul gravitațional nu face decât să înmagazineze această energie, nu o produce. Exact așa cum un arc poate să lanseze o săgeată doar dacă cineva îl îndoaie întâi.
Acum putem reveni la hidrocentrale. Hidrocentrala folosește energia potențială gravitațională a apei din lacul de acumulare. E adevărat. Dar apa trebuie ridicată acolo ca să aibă energie potențială gravitațională. Trebuie să primească de undeva energie ca să se ridice de la nivelul oceanului planetar până la nivelul lacului de acumulare. De unde are această energie? De la soare. Soarele încălzește și evaporă apa de la suprafața mărilor și oceanelor și produce prin încălzirea aerului curenți de aer ascendenți. Aerul cald se ridică și acest aer cald care se ridică antrenează cu el și vaporii de apă care au apărut prin evaporarea apei. Apoi, tot soarele produce vântul prin încălzirea neuniformă a suprafeței Pământului. Acolo unde aerul se ridică, scade presiunea și vine aer din altă parte, unde presiunea este mai mare și așa se formează vântul. Vântul duce aerul umed deasupra continentelor, acolo el întâlnește aer mai rece, vaporii de apă încep să condenseze, apar picături care se fac tot mai mari, tot mai mari și încep să cadă plouă. Și nu plouă doar deasupra câmpiilor, plouă mai ales la munte. Acolo apa se infiltrează în sol, o parte, și o parte se scurge pe versanții munților. Apa infiltrată în sol se acumulează în unele zone deasupra unor straturi impermeabile și iese la suprafață și așa apar izvoarele. Izvoarele și apa care se scurge în torente formează pârâurile care apoi formează râurile. Apoi noi construim un baraj pe râu, adunăm apa într-un lac de acumulare și pentru că această apă mai are încă unde să coboare, folosim energia ei potențială gravitațională ca să punem în mișcare turbine conectate la generatoare electrice și în acest fel obținem energie electrică. Se întâmplă deci exact același lucru ca în cazul ceasului cu pendul. Cineva, în cazul acesta soarele, dă energie apei ridicând-o. Iar câmpul gravitațional nu face decât să înmagazineze această energie, nu o produce. Dacă soarele s-ar stinge, ar mai funcționa hidrocentralele? Până li s-ar termina sau ar îngheța apa din lac. Atât, deoarece fără soare nu s-ar mai produce nici evaporare, nici n-ar mai apărea curenți ascendenți, n-ar mai fi nici vânt, deci n-ar mai fi ploi. Nu s-ar mai ridica apa de la nivelul oceanului planetar până în lacul de acumulare. Când nu mai trage nimeni ceasul, acesta se oprește. Concluzia în legătură cu hidrocentralele este următoarea. Hidrocentralele folosesc energie solară. Transformă o parte din energia care vine de la soare în energie electrică, dar nu direct, așa cum fac, de pildă, panourile solare, ci folosind pentru aceasta energia potențială gravitațională pe care soarele o dă apei, ridicând-o în lacul de acumulare. Așa că n-are de ce să scadă energia gravitațională a Pământului, așa cum spun unii că ar trebui, deoarece ceea ce se transformă în energie electrică este energia solară și nu energia gravitațională a Pământului. Aceasta, din urmă, este doar un intermediar. La fel, într-un generator electric se transformă în energie electrică energia cinetică a rotorului, nu energia câmpului magnetic. Aceasta este și ea doar un intermediar. Acum putem face o generalizare interesantă. Putem obține energie de la doi magneți care se atrag dacă întâi dăm energie acestui sistem îndepărtând magneții, așa cum am arătat în videoclipul Motorul magnetic. După ce magneții s-au lipit, trebuie din nou să dăm energie despărțindu-i ca să putem din nou obține un lucru mecanic de la acest sistem. Deci, la fel ca în cazul câmpului gravitațional despre care tocmai am discutat,
Câmpul magnetic nu poate decât să înmagazineze energie pe care o primește din exterior. Deci nici câmpul magnetic și nici câmpul gravitațional nu sunt surse de energie. Dar alte câmpuri. Dacă studiem fenomenele electrice, vom vedea că nici câmpul electric nu poate produce energie și el poate doar să înmagazineze energie pe care o primește din exterior. Iar teoria cuantică a câmpului ne arată că, de fapt, tot ceea ce există este la bază un câmp. Particulele din care este alcătuită materia, substanța, precum și particulele care sunt purtătoarele interacțiunilor, nu sunt decât unde prin aceste câmpuri. Și ne mai arată de asemenea că niciun câmp nu poate produce energie, poate doar să o înmagazineze și să o transporte dintr-un loc într-altul. Dar atunci, cum apare energia? Abia acum ajungem la titlul acestui material, Surse de energie. Ce este și cum funcționează o sursă de energie? Cum producem energie? Ei bine, nu există surse de energie în sensul strict al cuvântului. Așa cum am spus de atâtea ori, nu putem produce energie, putem doar să o transformăm dintr-o formă în alta. Există doar surse de energie de un anumit fel. De pildă, există surse de energie electrică. Ele transformă alte forme de energie în energie electrică, de pildă energie solară sau energie chimică sau energia cinetică a vântului sau energie nucleară și așa mai departe. Dar energia totală a Universului rămâne aceeași. Putem face o analogie cu apa de pe această planetă. Apa de pe Pământ este într-o cantitate practic constantă. Există cei drept fenomene prin care se schimbă cantitatea de apă de pe Pământ, apare sau dispare apă, dar la o scară foarte mare de timp, așa că în primă aproximație acest lucru nu contează. De pildă, cade din când în când câte o cometă sau câte un asteroid cu multă gheață, și în acest fel crește cantitatea de apă. Ea mai crește și prin arderea combustibililor, pentru că benzina, motorina, gazul, metan, petrolul și altele produc prin ardere dioxid de carbon și apă. De asemenea, poate să scadă prin faptul că unele molecule de apă, de pildă, disociază în păturile superioare ale atmosferei sub acțiunea radiației solare sau radiației cosmice, iar hidrogenul care rezultă se pierde în spațiu, sau se formează alte substanțe prin reacții chimice. Dar aceste procese și altele produc variații atât de mici încât la scara civilizației umane putem considera că avem o cantitate constantă de apă pe planeta Pământ. Așa că apa pe care o bem nu este nouă. N-a fost produsă recent. Ea există pe această planetă de miliarde de ani. Au mai băut-o mulți alții înaintea noastră și nu numai oameni, ci și tot felul de animale. Practic, nu se produce apă pe această planetă și nici nu dispare apă. Și cu toate astea, vorbim despre surse de apă. Considerăm, de pildă, că un izvor este o sursă de apă. Dar el este sursă în sensul că putem lua apă de acolo și nu în sensul că acolo apare apa, acolo se produce apă. Izvorul, evident, nu produce apa, apa lui vine de undeva. Așa este și în cazul energiei. Acesta este și sensul în care folosim expresia sursă de energie. Putem lua de acolo energie pe care o putem transforma în altă formă de energie, de obicei în energie electrică, pentru că civilizația noastră se bazează pe această formă de energie. Dar nicăieri nu se produce energie. Așa cum am spus de atâtea ori, nu există surse de energie în sensul strict al cuvântului. Dar atunci, cum a apărut energia în Univers?
Întâi trebuie să spun că astfel de întrebări pleacă întotdeauna de la generalizarea experienței noastre în viața noastră de zi cu zi la scara întregului univers, ceea ce din punct de vedere logic este greșit. Mai exact, greșeala constă în faptul că întregul are alte proprietăți decât elementele lui și nu trebuie neapărat să aibă și proprietăți ale elementelor lui. Toate comparațiile de genul așa cum viața omului are un început și un sfârșit și universul trebuie să aibă un început și un sfârșit și multe, multe altele asemănătoare sunt generalizări defectuoase, care nu se bazează pe nimic, deci sunt de fapt greșeli de logică. Faptul că existența în timp a tot ceea ce vedem în jurul nostru este limitată, nu înseamnă că existența în timp a Universului trebuie să fie și ea limitată. Nu există niciun motiv logic pentru asta. Poate că Universul există dintotdeauna și va exista întotdeauna sub o formă sau alta. Am arătat în videoclipul 5 minute despre nimic că poate e imposibil să nu existe nimic. Nimicul nu poate exista singur. El poate exista doar prin contrast cu ceva și acel ceva este Universul. Dar, chiar dacă Universul a avut un început, acest lucru nu înseamnă și apariția energiei. Pentru că, din câte știm până acum, energia totală a Universului, în cazul în care Universul este finit, pare să fie zero. Dacă e infinit, n-are sens întrebarea cât este energia Universului, pentru că în cazul unui univers infinit, energia lui este nedeterminată. Energia totală a Universului, dacă este finit, poate fi zero, pentru că unele forme de energie pot fi negative, în sensul că trebuie să dăm energie unui sistem pentru ca el să ajungă la starea de energie zero. Și asta înseamnă că înainte de a primi energie, sistemul avea energie negativă. Așa că este foarte posibil, este chiar probabil, ca suma tuturor energiilor Universului să fie zero, la fel ca suma sarcinilor electrice și a multor altor lucruri. De pildă, suma tuturor forțelor din Univers este zero, datorită principiului acțiunilor reciproce, care spune că forțele sunt întotdeauna în perechi și cele două forțe dintr-o pereche pe care le numim acțiune și reacțiune sunt egale în modul, dar de sens contrar, adică rezultanta lor este zero. Poate că suma a tot ceea ce există este zero, caz în care Universul este de fapt nimic, dar un nimic mult mai interesant decât nimicul la care ne gândim de obicei. Și în acest caz, răspunsul la întrebarea de ce există Universul mai degrabă decât nimic, este acela că Universul este, de fapt, nimic. Și dacă e așa, nimicul este cel mai interesant lucru din lume. Nimic nu e mai interesant decât nimic. Dacă ați crezut că se poate produce energie folosind câmpuri gravitaționale, magnetice sau de altă natură, atunci lumea nu este cum credeți. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!